Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la emisiunea Alb-Negru. Invitatul din această după-amiază aici la Unimedia este deputatul din primul parlament, Vasile Năstase. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Doamnelor, domnilor, dacă aveți întrebări pentru invitat, le așteptăm pe pagina de Facebook a emisiunii Alb-Negru la rubrica Comentarii. De asemenea, vă îndemnăm să votați astăzi. Să acordați bile invitatului, fie albă, fie neagră, în funcție de răspunsurile la întrebări, iar rezultatele le vedem la finalul acestei emisiuni. Domnule Năstase, ați fost cel mai tânăr deputat în primul parlament, aveați pe atunci 26 de ani și ne interesează cum ați reușit să obțineți acel mandat în 1990 la o vârstă de doar 26 de ani. Atunci modalitatea de a ajunge în parlament era prin circumscripții uninominale. Eu am candidat în centrul raional Telenești, circumscripție 331, și în afară de Telenești, centrul raional, am avut și câteva sate din jurul orașului, vorba de Inești, Mihalașa Nou, Mihalașa Veche. Am avut circa 14 sau 15 contracandidați, am câștigat din primul tur cu circa 60%. Deci atunci era destul de crâncenă bătălia. Era 14-15 candidați, da, pentru o circumscripție, era destul de mult. Da, era foarte mult. Am venit cu programul independenței. Deci chiar așa în campania electorală, denumit? Da, am spus că trebuie să ne declarăm independența, trebuie să avem moneda noastră națională, leu și așa mai departe. Am undeva, trebuie să caut pe la serviciu, am încă un afiș electoral de atunci, care se păstrează. Da, ar fi chiar foarte bine să publicați pe Facebook, să avem convingerea asta că așa Neapărat am să-l public, da. Cred că mai am vreo 5 sau vreo în jur de 10 afișe de atunci, din 1989. Și oamenilor cum li se părea atunci când vorbeați despre acest proiect, independența? Totuși, în 89-90 era oarecum ciudat, ca să nu folosesc alt cuvânt. Da, este adevărat, doar că eu am candidat într-o zonă probabil că mai accesibilă din punctul acesta de vedere, e vorba de o zonă națională, ca să zic așa, Telenești, Călăraș, Nisporeni, zona asta de Codru, Urheiu, lumea altfel reacționa la programul de independență. Sigur că în unele raioane din Nord, Bălți, Găgăuzi, așa mai departe, lumea era mai reticentă, dar până la urmă, iată că a venit 27 august 1991 și au votat, practic, și oameni din Nord, și de la Bălți, și din Găgăuzia. Deci toată lumea a votat independența pentru că și-au dat seama că este un proiect popular, oamenii îl sprijină, cu atât mai mult cu cât au avut loc și acele mari adunări naționale. Și atât în felul acesta a apărut Republica Moldova. Dar ce însemna, de fapt, acest program al independenței? Sau cum ați fi vrut să vedeți Republica Moldova independentă? Da, păi, nu e suficient trecerea la monedă națională și legislație națională. Sunt lucruri foarte multe de făcut pentru bunăstarea cetățenilor, că până la urmă asta ei și-au dorit de la bun început și până acum. Da. Lucrurile la început au mers mai bine, deci acel program și acel proiect începea să prindă contur. Am ieșit din componența unică. Deci, sub aspect politic s-au făcut, practic s-a realizat aproape tot. Urma, sub aspecte... Datorită factorilor externi. Și datorită aproape factorilor... Aproape tot s-a făcut. Și datorită factorilor externi, dar și datorită factorului intern, cel popular. Amintiți-vă de protestele din, de exemplu, 12 martie 1989. De câți 7, oameni au fost la acele proteste? Au fost zeci de mii. 7 noiembrie 1989, când au fost oprite tancurile în Piața Mare Adunării Naționale. Deci, practic, au fost în jur de 10-15 proteste foarte, foarte mari, care au culminat cu 27 august 1989, atunci când a avut loc Marea Adunare Națională. Și atunci câți au fost? La Marea Adunare Națională? Cred că au fost în jur de 200-250 de mii de oameni. În cap, în Piața Marea Adunării Naționale? Dar oamenii nu erau doar în piață, erau masați și dincolo de catedrală chiar, și erau și în spatele guvernului. Pur și simplu acea imagine nu se vede acum în totalitatea ei. Dar au fost foarte mulți, oamenii au venit chiar și pe jos. Nu era transportul care exista astăzi, erau doar niște autobuze pe atunci de rută. Da, au făcut zeci de kilometri pe jos. Au făcut zeci de kilometri, au venit, a fost o chestie absolut
fermecătoare. Dar, pe de altă parte, ne spunea domnul Nedelciuc la emisiunea precedentă că nu ar trebui să ne amăgim totuși, că nu au fost atât de mulți oameni pe cât ne-am fi așteptat să se întâmple. Dintr-o populație de 4 milioane, da. 100-200 de mii nu reprezintă un procent atât de mare. Da, dar oricum... Știți, ne amăgim sau nu ne amăgim, domnule Năstase? Din punctul meu de vedere nu ne amăgim, pentru că în 1918, când a avut loc Marea Unire de la Alba Iulia, au participat în jur de 100.000 de oameni. Deci, și aici vorbim de, hai să zicem că la ora de atunci, România ar fi avut în jur de 14, probabil, milioane de cetățeni împreună cu cei din Basarabia, din... Bucovina, așa mai departe. Nu cred că... Deci, dacă a fost cifra... Eu vorbesc acum de o cifră cât de cât corect, pentru că unii vorbesc de 500 de mii, alții vorbesc de 600 de mii. Alții spun de 100 de mii. Dar nu, au fost mai mult de 100 de mii, dar nici chiar 500 de mii, când chiar nu puteau să încapă acolo, pentru că în piață încapă în jur de 100 de mii de persoane. Continuând ideea... Dar toți vroiau independența sau ceva mai mult? Ceva mai mult, adică unirea. Da, sigur, a existat un foarte mare curent unionist la acea dată. Din păcate, el nu s-a realizat pentru că politicienii de aici nu au fost pregătiți. Aici vorbim de cei care au condus statul în perioada respectivă, dar nu a fost pregătită nici România. Din punctul meu de vedere, atunci a fost un moment foarte prielnic, în special 27 august, iată, după 27 august, în perioada respectivă, putea să se unească Republica Moldova cu România. Dar acest lucru nu s-a întâmplat tocmai din cauza că factorii politici de aici și cei de la București am înțeles, conducerea de la Chișinău și conducerea de la București, Nu au dorit acest lucru sau nu a avut voință, curaj sau exact. S-a dictat de la Moscova oarecum ce să se întâmple pe aceste teritorii. Moscova în perioada respectivă era zguduită de mișcări politice interne, erau demonstrații și așa mai departe. Imperiul era în declin, era în descompunere și ei nu ar fi putut reacționa militar așa cum au crezut unii. Nu a fost curajul necesar, nu a fost voința politică necesară și din acest motiv nu s-a realizat unirea, care putea fi făcută foarte ușor în acele condiții. Dar oamenii erau gata? Era un curent foarte puternic. Cât la sută? Hai să zicem, din populația țării își dorea acest lucru. Nu pot să... Eu știu să vorbesc acum de un procentaj, dar știu foarte bine că, cel puțin în frontul popular, marea majoritate erau pentru asta. Erau pentru asta. Din păcate nu s-a făcut. Acum, proiectul Republica Moldova. Proiectul Republica Moldova, sigur, nu este suficient să ai independență și recunoaștere internațională. Pur și simplu declarată, da, cu semnături. Deci trebuie să faci ceva pentru asta. Din păcate, nu ne-am gândit niciodată că timp de 25 de ani în Republica Moldova se va fura ca în codru. Nu ne-am gândit că va exista această corupție practic sistemică. Iată ce s-a întâmplat în 1900. Bazele acestei corupții mari care există astăzi s-au pus din păcate în 1994, atunci când a fost votată și această Constituție existentă și în principiu cei care au construit acest sistem, alții după noi, au spus așa, uite, noi o să încercăm să mimăm salarii pentru oameni, deci pentru medici, pentru pedagogi, le s-au dat niște salarii modice, de 1000 de lei, nu știu cât acolo, cu aceste salarii oamenii nu puteau trăi. Medicul era într-un fel obligat să ia mită de la pacient, pedagogii și-au creat acele fundații prin care părinții plătesc, sigur nu s-au îmbogățit pedagogii, s-au îmbogățit niște directori de școală sau niște medici șefi de pe undeva. Nu mai vorbim acum de judecători, care de asemenea primeau acolo un salariu de 1.500 de lei și uitați-vă ce castele au, da? Bun, asemenea, același lucru procurori și mai departe. Deci acest sistem a fost construit atunci, iar acum în timp el a fost modernizat, perfecționat, în așa fel încât toată această țară este construită pe corupție. Așa, dar cum s-a întâmplat ca, iată, din 94 să se rupă acest fir și să o luăm pe o altă cale, una care, iată, ne-a dus aproape la faliment? Ce nu ați reușit să faceți în calitate de, iată, deputat în primul parlament, să-i convingeți pe oameni în acești 4 ani de zile că independența totuși a fost un proiect bun și putea să fie un proiect viabil? Ce v-a lipsit? Așa încât, iată, 94 cetățenii și-au dat votul pentru alte partide.
da, care au venit și respectiv au făcut ce ați spus dumneavoastră. Da, uitați-vă care e problema. În 1994 deja deputații au nimerit în al doilea parlament, ca să zicem așa, al independenței, după independență au nimerit pe liste de partid. Deja nu mai au existat circumscripții electorale. Dar asta au votat-o deputații din primul parlament, da, deci, da, această lege. Da, s-a votat această lege. Dumneavoastră la fel ați votat, da, pentru această lege. Am votat această lege pentru că am trecut la sistemul multipartid, un sistem care funcționează în toată lumea, și a apărut, atunci a apărut și problema Transnistriei și nu puteai să ai un sistem de circumscripții uninominale pe întreg teritoriul Republicii Moldova. El cel puțin putea să fie unul mixt, astfel încât să dai posibilitatea celor din Transnistria să poată vota. Pentru că atunci nu v-ați gândit la asta. Nu, am propus atunci. Am propus un sistem mixt, dar el nu a trecut. Tot așa cum, de exemplu, sunt foarte mândru de faptul că în primul parlament am propus un proiect de lege privind lustrația. Legea lustrației. Legea lustrației și, din păcate, nu a trecut. Ați văzut imaginele cu Lidia Istrati care s-a ridicat și a spus, iată ăștia care votează împotriva legii lustrației, de fapt ei sunt colaboratorii securității. Cei care ar fi trebuit să... Care ar fi trebuit să susțină, din păcate nu ne-a ajuns, nu știu câte, vreo 30-40 de voturi pentru că acea lege, și iată că noi resimțim consecințele ei. Totuși considerați că votul dumneavoastră pentru, iată, listele de partid a fost o greșeală? Nu, n-a fost o greșeală. Era bine să fie sistem mixt. Atunci nu se mai putea merge pe uninominale, pentru că altfel noi aveam, într-un fel, în mod indirect, recunoșteam Transnistria. Ei nu ar fi putut, ei nu participau pe sistem uninominal, da? Deci nu puteam să creăm circumscripții în Transnistria, așa cum au fost create în 1989. Păi și atunci fără Transnistria? Păi, dar nu puteai, pentru că Transnistria face parte din teritoriul Republicii Moldova, da, care este acceptat... Chiar dacă... sunt deschise secții de votare, dar nu se votează pentru parlamentare, deci și nici pentru președintele țării. Ei vin și votează la Anenii Noi sau votează la Varnița sau votează în alte localități, au dreptul să vină să voteze aici. Da, foarte puțin. Este adevărat că foarte puțin, dar cel puțin asta creează o anumită legitimitate asupra Transnistriei. Dacă nu mai avem nici asta, atunci în general noi acceptăm că, uite, trebuie să plece și așa mai departe. Ori acest lucru ar însemna că noi, de fapt, recunoaștem că nu mai avem nimic comun cu Transnistria. Dar s-a demonstrat că acest sistem pe care îl avem astăzi, electoral, nu este... bun pentru Republica Moldova. Adică, din cauza acestor partide pe care le avem, partide care sunt considerate SRL-uri, așa ne spun invitații la emisiune, ajung pe liste electorale cine ajung și respectiv deputați. Problema este în partidele, în însăși aceste partide, nu în faptul că sistemul este prost, pentru că așa se aleg deputații în România, așa se aleg deputații în Franța, în Marea Britanie, în Statele Unite. Dar mai au și pe circumscripții în România. Bine, da, acum, în ultimul timp, dar până la urmă, înainte tot mergeau pe acest sistem. Și nu văd că de ce am spune că, domnule, nu este bun sistemul partidnic, dar hai să trecem la nu știu ce acolo. Da, poate că mix, numai că și mixul e foarte complicat. Pentru că o să vină băieții cu care au furat miliardele, vor merge pe circumscripții, vor numi acolo niște oameni despre care noi nici măcar nu vom ști că sunt ai oligarhilor și vor ajunge în Parlament și acolo o să se unească cu ăștia de la partide și vor face majorități constituționale. Deci este un pericol și aici. Problema este că noi trebuie să schimbăm modalitatea de funcționare a partidelor, ca ele să nu fie SRL-uri, să nu fie ale unuia sau altuia. Ele trebuie să fie niște organisme politice foarte bine închegate, funcționale, în care fiecare membru să-și aibă cuvântul lui de spus. Da, dar poate și cetățeanul să fie mai informat. Da, și indiferent cine candidează, dacă pui anumite întrebări și obții anumite răspunsuri, tragi anumite concluzii și respectiv votezi în funcție de asta. Da, nu ar trebui să ne sperie anumite sisteme că vor funcționa sau nu în Republica Moldova. Da. E responsabilitatea cetățeanului până la urmă. De acord. Cetățeanul trebuie să se informeze, dar trebuie să aibă și acces la informații. Din păcate, la ora actuală, noi avem 85% din audiovizual, din mass media, aparține unui holding, așa, lui Plahotniuc, și el, de fapt, face ce vrea acolo, face propagandă, distruge, linșează oponenții politici din opoziție și așa mai departe. Și în felul ăsta oamenii nu ajung să afle informația din prima sursă.
Bine, este internetul ca alternativă, mai sunt câteva instituții media independente, dar deocamdată nu este de ajuns. Da, da, dacă vrei, oricum te informezi. Poți să boicotezi anumite posturi de televiziune dacă simți că ești manipulat sau e propagandă sau sunt bătălii între două tabere. Încerci să găsești o alternativă. Da, așa este, da. Păi se încearcă. Sunt oameni foarte bine informați, sunt oameni mai puțin informați, sunt oameni deloc informați, sunt oameni care chiar am văzut și oameni manipulați care nici nu știau că există o nouă opoziție, că cine sunt reprezentanții noi, de ce încă trăiesc timpuri așa, din trecutul de până la 2009, adică înainte de 7 aprilie, da? Așa. Și... Să revenim iarăși la perioada din 94. Totuși, ați mai avut un an în care trebuia să vă continuați activitatea în calitate de deputat, doar că, iată, ați renunțat înainte de termen la mandatele de deputat, autodizolvarea Parlamentului și a urmat, după aia ce a urmat, o altă Constituție, articolul 13 din Constituție, legea cu privire la privatizări, multe alte lucruri care au demarat din 94. De ce s-a autodizolvat Parlamentul atunci? Parlamentul s-a autodizolvat pentru că nu era, la un moment dat nu mai era funcțional și existau anumite forțe în interiorul Parlamentului care știau că pentru ele este mai bine să se purceadă la alegeri anticipate. Și aceste forțe din interiorul Parlamentului, de fapt, au și blocat activitatea legislativului, astfel încât în 94 au avut loc acele alegeri în care, care au fost câștigate de către agrarieni, de către socialiști și ei au făcut o coaliție în interiorul Parlamentului, iar forțele democratice de atunci au obținut în jur de 20-25% din voturi. Iată, a fost o greșeală acea manevră de autodizolvare a Parlamentului? Nu, dar era imposibil. Era imposibil să nu se autodizolve pentru că Parlamentul nu era funcțional. Și oamenii au spus, dacă decât să venim la Parlament să nu mai adoptăm legi și așa mai departe, atunci mai bine să mergem la anticipate. Acest lucru a precedat o demisie a unor conducători ai Parlamentului. Vorbim aici de președintele Parlamentului, domnul Alexandru Mușanu. Vicepreședintele Parlamentului de atunci, Vasile Nedelceu, președintele Comisiei de Cidei Externe și Valeriu Matei, președintele Comisiei Mass Media. Ei atunci și-au dat demisia. De fapt, a fost un gest de onoare al lor. Multă lume spune că... Da, aceste gesturi nu au fost înțelese. După alegeri am văzut care au fost rezultatele. Da, dar nu asta a stimulat plecarea Parlamentului. Bine, ei au plecat din anumite funcții de conducere, după asta... Oricum au rămas în funcție de deputat. Da, au rămas în funcție de deputat, după care deci a fost ales un nou președinte al Parlamentului, Pietru Lucinschi, s-a schimbat în general conducerea Parlamentului, dar cu toate astea, Parlamentul a devenit nefuncțional pentru că s-au dorit alegeri anticipate. Ei au vrut foarte mult... Putea să fie dizolvat? Existau legi ca să fie dizolvat Parlamentul atunci? Da. El s-a autodizolvat. Dacă este blocată activitatea? Da, s-a făcut în mod legal această autodizolvare. De comun acord s-a votat, deci nu a fost niciun fel de problemă sub aspect juridic. Iată că atunci când există voință politică, un parlament poate fi dizolvat și se poate merge la alegeri anticipate, așa cum cerem și noi astăzi. Noi vrem alegeri anticipate și unii zic, domnule, nu se poate, dar cum să facem, nu avem. Păi adunați-vă acolo și spuneți că nu. Deci, dar forțele... vedeți, domnule Năstase, care au fost consecințele autodizolvării acelui parlament? Da, dar nu... Că spuneți că toate relele se trag din 1994 după acele alegeri. Atunci au fost puse bazele unui sistem care se bazează și până astăzi pe corupție. Numai că la acel moment... Da, pe ce ați făcut dumneavoastră ca să împiedicați acest lucru? Nu s-a putut face nimic pentru că noi cei care reprezentam atunci Frontul Popular și Mișcarea Democrată din Parlament eram în minoritate, da? Deci atunci s-au unit comuniștii cu sistemul administrativ de comand, nomenclatura, plus o parte din agrarieni, marea lor majoritate erau acolo, și împreună ei în practică constituau altă majoritate. Ei vroiau să, într-un fel, să scape de noi, pentru că aveam anumite reacții la ceea ce fac ei acolo.
Pe urmă am înțeles că situația era de așa natură încât venise criza economică, toată această schimbare, toată această prăbușire de sistem a dus multă sărăcie, deci au dispărut foarte multe lucruri din magazine, piața era goală, deci și au fost multe cazuri chiar de sabotare, deci s-a făcut special de către sistemul ăsta administrativ de comandă. Dar, domnule Năstase, tinerii de astăzi la fel pot să gândească ca și dumneavoastră, că e aceeași vârstă, începând cu 25 de ani, că nimic nu se poate face, că acest sistem are rădăcinile atât de adânci și înfipte încât nu se poate face nimic. Și în plus susținere populară nu există, deci ridicăm mâinile în sus. Dar nu este chiar așa. Uitați-vă, după 94-98 a venit un alt parlament care avea deja o altă structură. A venit acea alianță pentru democrație și reforme, care deja a pus bazele unei creșteri economice și așa mai departe. Deci da, care a durat 9 luni. Un guvern nou, alegeri anticipate, da, iarăși nu a fost susținere populară. Pentru că au venit comuniștii la putere. Corect. Au intervenit niște forțe care special au provocat aceste lucruri. Dacă acel guvern mergea până la capăt, probabil că lucrurile se schimbau în bine. După asta a venit perioada comunistă, iar după 2009 toată lumea a așteptat că iată vin democrații, se va schimba. Din păcate, toate năravurile comuniste au fost preluate de actuala componență a legislativului, că din 2009 până acum toți ceracii lui Voronin au trecut de partea lui Plahotniuc, el a pus mâna pe toate schemele pe care le promovau atunci comuniștii, numai că le-au multiplicat. Și în felul ăsta a dispărut și, dacă atunci se fura cu milioanele, acum se fură cu miliardele. Statul este captiv. Rolul cetățeanului în toată această schemă care este? Dacă ne uităm, iată, în 94 nu au susținut forțele de dreapta. Și au venit agrarienii la putere. În 98, la fel, a durat foarte puțin. Au venit comuniștii la putere. Dar le-au susținut. După anticipate, uitați-vă, agrarienii, gata, nu au mai luat majoritatea democrației. Agrarienii în 94 au luat 57 de mandate. În 98, după ce au dezamăgit populația, au luat 3%, deci măcar n-au intrat în Parlament. Deci, totuși, cetățenii i-au amendat drastic. După un mandat. Din 94? 98, deci un singur mandat, de 4 ani. Da, de fapt, da. Deci au venit niște forți care au început să facă reforme. După asta au venit comuniștii, au stricat toată chestiunea asta și au venit comuniștii. Comuniștii s-au menținut, mandate. Două mandate, dar vedeți că în 2001 comuniștii cum au venit la putere? Da, ei aveau 68 sau 70 de mandate. Numai că comuniștii au luat cam tot atâtea voturi cât au luat democrații, partidele democrate. Doar că în jur de 50 au luat comuniștii, în jur de 50 partidele democrate. Doar că comuniștii erau un tot întreg, iar celelalte partide erau răzlățite. Și care au luat 4%, care 3%, care nu știu, foarte multe partide din astea, care practic au condus la faptul că Partidul Comunist a ajuns cu majoritate constituțională. Așa, în 91, că v-ați pus semnătura pe declarația de independență, unde ați vrut să ajungă Republica Moldova? Pentru mine, semnătura, peste 10 ani sau peste 20 de ani. Da. Erau două posibilități. Deci, fie Republica Moldova se va dezvolta ca un stat independent, liber de fostul imperiu, independent de fostul imperiu, fie se va produce unirea cu România. Deci erau alte alternative, nu existau la acel moment. Unirea cu România nu a fost făcută în perioada respectivă pentru că nu a existat curaj, am vorbit, iar statul independent nu am obținut pentru că cei care au condus acest stat până acum au fost oameni corupți, oameni care pur și simplu au folosit independența în scopuri personale. De unde au apărut acești oameni? Acești oameni, marea lor majoritate a apărut din vechiul sistem. Faptul că de pe acest teritoriu, din vechiul sistem, nomenclaturist și așa mai departe. Uitați-vă, faptul că nu am votat legea lustrației ne-a jucat fiesta. Dacă atunci în 90 se vota legea lustrației și nu permiteam
celor care au fost în KGB, care au fost la partid, în nomenclatură, să ocupe funcții de răspundere și așa mai departe, altfel poate erau lucrurile. Dar din păcate ei și astăzi, iată, până și astăzi conduc Republica Moldova. Acei indivizi încă și astăzi se află în funcție, iar... Da, sunt mai tineri așa, nu au prins sistemul sovietic? Bă, da, și Plahotniuc a fost la Comsomol. Care e problema? De ce credeți că el n-a fost acolo? Cam de toți. La Comsomol nu se decideau foarte multe Nu se lucruri. Decideau mult, dar el nici nu putea să fie mai departe. El, dacă se menținea... De asta și zic, a fost, după o altă generație. Corect, după asta a fost la comuniști, la Voroni. Nu stătea el în spate și gestiona afacerile lui? Asta s-a întâmplat. Și acum, după 2009, s-a făcut acea lovitură de stat, prin care Plahotniuc pur și simplu l-a detronat pe Voronin, cu ajutorul tinerilor care n-au înțeles ce se întâmplă acolo. A preluat schemele de căpușare a statului, a celor mai importante fluxuri financiare, pe care le deține și astăzi. Cum le-a luat? Foarte simplu. Deci a început să căpușească Banca de Economie, a început să căpușească Mol Telecomul, a pus mâna pe... Dar astea sunt probleme foarte vechi. Da, ne spuneau mai mulți invitați din Mol Telecom s-a furat de la bun început. Sigur că da, numai că nu în proporțiile astea. Da. Cu oamenii Banca de Economie la fel. La Banca de Economie, numai că nu în proporțiile astea. Este adevărat, da. Păi da, Gachkeviț nu era omul lui Voronin? După care, dar ei furau câte 10 milioane, 20, 30, dar până la urmă băieții au furat tot. Sunt și alți oameni care au fost și prin comisii, care au examinat situația de la BEM și stau bine mersi în Parlament, deputați, da, în continuare. Cei care au făcut scheme și le-au folosit împreună cu Gachkeviț, după care Plahotniuc le-a preluat și iată că au furat miliardul. Da, păi da, miliardul... Destul de inteligent, totuși. Bine, sunt niște scheme, cum să zic eu, banditești. Adică s-a mers așa direct la sursă. Au zis, dom'le, dar ce să ne jucăm noi acolo cu 100 de milioane, nu știu ce, să furăm cu miliardele. Și au furat cele trei bănci întâi, după care au furat prin intermediul Băncii Naționale, au mai furat un miliard. Păi poate semnarea declarației de independență și votarea a fost o greșeală. Nu, poate trebuia să se meargă pe unire sau... Că altă soluție nu exista. Și nu ajungeam astăzi să vorbim despre și să trăim în situația în care trăim. Da, unirea nu putea fi făcută în acel moment, pentru că republicile, fostele republici unionale și declaraseră toate independența, era un pas firesc pentru noi să ne desprindem de fostul imperiu. Am votat acea independență, pentru mine a fost foarte ușor să votez, pentru mine a fost mai complicat anul 88-89, atunci când s-a luptat efectiv pentru această independență, iar 27 august a fost o formalitate. Responsabilitatea pentru viitor, cine și-a asumat-o? Responsabilitatea pentru viitor și-a asumat-o deja clasa politică. Clasa politică care a fost constituită pe partide, în mod normal, clasic, așa cum s-a întâmplat în toată lumea, dar, din păcate, această clasă politică nu a fost construită pe baza democrației, pe baza libertății de exprimare și așa mai departe, dar a fost construită pe baza corupției și a SRL-urilor, în care o persoană era de fapt partidul. El numea oamenii care să candideze. Dacă vroia să devină colegul la deputat, nimerea foarte ușor dacă îl punea Lucinski sau îl punea Snegur sau nu știu care îl punea, sau Voronin. Putea să ajungă acolo un cal, o mâță, un iepure, nu știu ce, putea să ajungă deputat, da? Și îl punea acolo și lumea îl vota. Pentru că nu știau. Deci ei votau partidul respectiv. De ce în Republica Moldova s-a întâmplat așa, iar în țările baltice nu? Iată, aici ne gândim la țările baltice. Știți cum e sistemul în țările baltice? De exemplu, în țările baltice există lista de partid. Vorbesc aici de Lituania. Dar omul când merge acolo, votează, de pe lista de partid, votează o anumită persoană. Nu votează pur și simplu partidul. Din acel partid, da, este mai complicat sub aspectul hârțoagilor, da? Dar el știe că votează... Dar este mai sigur. Și el votează pentru o anumită persoană din acel partid. Nu votează pur și simplu cu ochii închiși. Dar aici putem vorbi și de alte lucruri. Pur și simplu, țările baltice au avut o anumită tradiție de rezistență în perioada sovietică. Și au avut mai mult caracter. Da, este adevărat. În rândul cetățenilor. Adică acum ce, să ne supărăm pe cetățeni sau pe noi că suntem așa? Da, da, da. Ei au mers pe altă cale. Noi, de exemplu, am votat legea cetățeniei la nivelul zero. Da, da, adică, cu multe probleme. Da, și toată... Că ați creat probleme votând această lege a cetățeniei. Toată lumea a zis, domnule, hai să fie toți cetățeni în momentul când s-a declarat suveranitatea Republicii Moldova. Da, bine. Balticii au mers pe altă cale, deci ei au acceptat ca cetățeni pe cei care
locuiau pe teritoriul țărilor baltice, începând cu până la 28, până în 1940, când au fost ocupate, așa, și urmașii celor care au trăit până atunci pe aceste teritorii. De deci ce au mers nu n-a mers pe ideea asta? Nu s-a mers pe, s-a luat un alt model. Ca să fie mai convenabil. Probabil. A fost o variantă mai simplă, a fost o încercare de conciliere, de nu știu ce acolo. Dar bine, până la urmă nu cetățenii de alte etnii sunt problema Republicii Moldova. Problema Republicii Moldova este clasa politică coruptă, pentru că aici... Care putem... este susținută de cetățeni. Da, domnule de cetățeni, Năstase, dar, nimeni nu vine, adică nu vin să voteze de pe Marte pentru această clasă politică. Tot de aici sunt voturile. Aveți dreptate, dar problema este că, uitați-vă, în fruntea partidelor, 90-95% din aceste partide au fost conduse de etnici moldoveni, da? Din Republica Moldova. Unii poate sunt și români. Români, nu contează. Băi, dar sigur că sunt români, dar poate unii din ei nu-și zic. Nu cred că Lucinski își zice român. Probabil că el își zice moldovean. Altul își zice cutare. Nu e asta problema. Deci 95% din aceste partide au fost conduse de localnici. Nu au fost ucraineni, ruși, găgăuși și așa mai departe. Ei au fost foarte puțini. Problema este în noi, în toți cetățenii acestei țări, care până la urmă am crezut. Iată chiar pe 30 noiembrie 2014, da? De ce a trebuit ca oamenii să voteze iarăși pentru niște partide care din 2009 ne-au mințit? Dar sunt sigură că dumneavoastră ați făcut campanie electorală pentru anumite partide în 2014. Nu, n-am făcut campanie electorală din 1990, când i-am făcut pentru mine. Și atât. Da, am mai făcut în... În 2001 am fost președintele organizației municipale a Partidului Național Liberal. Și am acces în Parlament ca organizație municipală, nu și ca partid, pentru că în teritoriu nu s-a votat. Partidul domnului Mircea Rusu, era academicianul Ion Borșevici, academicianul Anestiade, Dumnezeu să ierte, ambii au Și cu Partidul plecat. Popular Creștin Democrat? Nu am avut niciodată nimic. Nu am fost membru, nu am avut nicio... Eu, în general, din 92... Chiar niciodată nu ați avut nimic? Carnet de membru nu am avut cu PPCD-ul. Carnet nu, dar alte relații? Da, am avut anumite relații, adică cu anumiți oameni de acolo, dar niciodată nu am fost membru a altui partid decât a Partidului Național Liberal. Și atât. În rest nu am fost niciun partid. Și nici acum nu sunt. Bine, nu este obligatoriu ca să ai carnet de partid să faci agitație pentru cineva sau să susții un partid sau o mișcare, asta nu te împiedică. Da, dar în 2000 la asta mă refeream, că în 2014 foarte mulți au făcut campanie sau au susținut partidele pro-europene. Nu am susținut pentru că mi-am dat seama foarte clar, după atacurile Raider, după hoțiile din bănci, și am aflat că pe 27 noiembrie s-au furat niște, nu se știa încă de miliard, dar se știa că s-au furat bani din cele trei... Cum ați aflat? Că majoritatea au aflat după alegeri. Nu am știut de miliard, dar am știut că s-a întâmplat ceva prin anumite surse. Tot atunci, din câte știu eu, a apărut hotărârea Curții Supreme de Justiție care naționaliza Banca de Economii, dacă vă amintiți. Și acea hotărâre n-a mai fost realizată. Pentru că, până la urmă, banca a ajuns la Șor. Da, Șor, care chipurile a stat la izolator. Dar în 2009 ați susținut... În 2009, da. Partidele pro-europene. În 2009 am crezut în schimbare. Am crezut în schimbare, care din păcate nu s-a întâmplat. Cum ați crezut? Atunci nu v-ați pus întrebări? Sau semne de întrebare? Nu, i-a apărut Partidul Liberal, de exemplu. Eu îl cunoșteam foarte bine pe Mihai Ghimpu. Era un alt om până în 2009. Ați fost colegi primul Parlament. Da, am fost colegi în primul Parlament. Am avut... Până în 2009 am avut o relație foarte bună, după care, când a devenit președinte interimar, nu am mai vorbit cu el până la sfârșitul mandatului și chiar ultima discuție care am avut cu el a fost pe data de 4 iunie 2015, înainte de un mare protest al nostru, pe care el l-a obstrucționat. Și am înțeles de ce l-a obstrucționat, pentru că a avut o întâlnire cu Plahotniuc și s-au înțeles atunci ca să împiedice platforma să facă acel meeting din data de 7 Dacă ați fost în relație foarte bună până în 2009, ce s-a întâmplat?
când a devenit președinte interimar domnul Ghimpu? Probabil că a fost schimbat de niște extraterestri. Au venit și l-au luat pe Mihai Ghimpu, cel care îl cunoșteam noi, și l-au adus pe ăsta. Eu vorbesc la modul metaforic, dar este altul. Da, la modul așa... Eu cred că problema lui Mihai Ghimpu este faptul că a devenit coruptibil, deci a înțeles că din politică pot fi făcuți bani mulți și el are afaceri foarte serioase și are bani mulți. Și asta a schimbat. I-ați numărat banii dumneavoastră? Nu, eu, băi, da, îi numără ăștia de la... Cine? Cine? Că nu ne spune nimeni. Nu, da, cine numără banii? Nu, a făcut anumite declarații de... El doar este parlamentar și face declarații de... Da, declarația de avere, nu sunt cum atât... Cum nu? Dar apar milioane. Atât de mulți bani? Ba da, apar milioane acolo. A, înseamnă că noi totuși avem... înțelegem diferit ce înseamnă foarte mulți bani. Nu știu... De exemplu, să ai, eu știu, 10-20 de milioane, mi se pare că asta, chiar în de lei, lei. De lei, da, mi se pare că asta înseamnă foarte mulți bani. Eu, dar probabil că el are mai mult. Dar nu vreau să număr banii lui, vreau să spun altceva, că de la cererea să aduce un procuror german, european, ok, eu gândeam că ar fi bine să fie unul german, nu știu de ce cred mai mult în ăștia. De la cererea sa... Germania e tot european până la urmă, bineînțeles, da, tot cetățen da. De la cerința lui că nu se va da din copac până și nu va fi dus miliardul, am înțeles că de fapt el vrea Ministerul Transporturilor. Și l-a obținut și atunci a uitat și de procuror european și de chestia asta. Îmi pare foarte rău, dar din păcate, iată, am trecut... Păi dar cum se întâmplă, iată, aceste transformări în interiorul clasei politice, dar și în rândul cetățenilor. Pentru că așa se întâmplă, a demonstrat istoria. Cine ajunge sus se schimbă de neînțeles, așa, nu există o explicație. Cum ați spus, parcă ia cineva undeva și îi aduce și sunt cu totul alți oameni. Și așa se poate întâmpla cu oricine. Deci, care ajunge în Parlament sau care are o funcție de răspundere. Da, așa se întâmplă. Cred că banii și puterea în principiu pot schimba un om. Chiar un om, nu știu, care la prima vedere îți pare integru, îți pare nu știu ce, dar schimbă. Iată, pe oricine schimbă? Nu chiar pe oricine, sigur că da, pe majoritatea îi schimbă. Pe unii, da, pe unii din ei schimbă. Ca să verifici un om, cine este el cu adevărat, dă-i puterea. Atunci el o să demonstreze că este așa sau este de altfel. Înseamnă că, așa, ca să vă verificăm pe dumneavoastră, trebuie să vedem puterea. Sigur. Și să vedem ce transformări vor fi. Da, numai că eu nu vreau puterea, pentru că eu nu am declarat asta la Marea Adunare Națională, unde am vorbit că niciodată nu voi candida și niciodată nu voi accepta o funcție de stat. Nu vreau. Pentru mine este principial acest lucru, această promisiune. Dacă nu vă țineți de promisiune, ce se întâmplă? Păi, este absolut firească această întrebare. De vreme ce în istorie aproape nimeni nu s-a ținut de cuvânt. Da. De ce v-am crede? Nu, dar în primul rând că nu fac parte din mișcarea politică. Am rămas nu la, e obligatoriu ca cineva să facă parte dintr-o mișcare ca să ajungă ministru sau ca să ajungă într-o funcție de conducere. Nu vreau pentru că mă simt confortabil așa. Vreau să-mi fac meserie de jurnalist. Vreau să fiu activist civic, vreau să urmăresc ca cei care vor veni să, într-adevăr să schimbi clasa politică, într-adevăr să schimbi acest sistem corupt care a fost instituit încă în 94 și care asta a fost dezvoltat. Asta înseamnă că nu vreți să vă asumați responsabilitatea, nu pentru este că adevărat. Este mai, mai comod, e mai ușor așa dintr-o parte să, nu este ușor. Să critici sau să vorbești, nu. Decât să-ți asumi anumite schimbări. Nu de aia. Dacă ar fi din acest motiv, tocmai m-aș implica. Adică știu că aș putea să fac treaba, aș vrea să mă implic, să-mi iau un domeniu, de exemplu audiovizualul, să-l scot din captivitate, să aibă fiecare dreptul la două licențe, așa mai departe, și să revenim la normalitate. Aș putea să fac dar lucrurile. Pentru asta dar este asta. Nevoie de voturi. Dar nu asta și un singur vot nu poate să schimbe lucrurile. Nu. Nu vreau să fac asta pentru că eu consider, la ora actuală, că există oameni mai buni ca mine, și mă refer aici la oameni care au făcut studiile în străinătate, mă gândesc la generația tânără, mă gândesc la oameni care au învățat la Sorbona, care au învățat în România, care au învățat în Germania, în Franța. Iată, noi trebuie să dăm șansă acestor oameni. Ei trebuie să vină și să ia destinele acestei țări. Cine să le dea această șansă? Noua clasă politică, deci după ceva, eu cred foarte mult... Dar vedeți că de fiecare dată, domnule Năstase, vorbim de noua clasă politică. Da.
Cea care ne dezamăgește, apoi căutăm o altă nouă clasă politică, la fel ne dezamăgește. Deci au fost 25 de ani de dezamăgiri. Ce să mai creadă cetățeanul? De unde această clasă politică, dacă e tot din interiorul nostru? Și am constatat că nu suntem la caracter chiar foarte buni. Da, nu suntem baltici la caracter, da. Cu păcate. Și multe alte naționalități. Eu vă dau dreptate, că așa este, aici. Dar odată și odată trebuie să tăiem acest nod gordian, fiindcă nu se mai poate. De unii singuri credeți că vă putea reuși? Iată, acest stat de unul singur va reuși? Cu schimbarea clasei politice, aceste promisiuni sau această încredere, dezamăgiri. Cum va fi acest stat depinde de cetățeni. Dar cetățeanul nu poate interveni în conducerea acestui stat, în dirijarea acestui stat, atâta timp cât el este captiv. El este capturat. Deci statul nu funcționează, instituțiile statului nu sunt funcționale. Ca să-i permiți cetățeanului să ia o decizie, fie că se unește cu România, fie că face un stat independent, fie altceva, cetățenii aceștia trebuie să fie liberi și trebuie să fie întrebați. Nimeni nu întreabă nimic pe ei. Totul este la cheremul unei oligarhii criminale care a pus mâna pe acest stat. Ei toți sunt cetățeni, domnule Năstase. Deputații toți sunt cetățeni. Ministrii toți sunt cetățenii acestui stat. Da, sunt, da, dar din păcate... La fel au cetățenia Republicii Moldova, poate mai au și alte cetățenii. Siguranța, și au asumat, iată, prin depunerea jurământului o responsabilitate față de acest stat. Da, nu-și poate respectă, de aici trebuie să pornim. Nu și respectă jurământul, nu respectă cetățenii, se gândesc doar la propriile afaceri. Ele sunt vizibile, ați văzut cine și ce are. Întrebarea este de unde, dacă oamenii au toată viața lor au lucrat la stat, da? Și au primit un salariu de 2000 și acum mă întreb de unde are Porsche Cayenne de 11.000 de lei această judecătoare, care în realitate costă 150.000 de euro. Da. Poate și mai puțin. Poate și mai puțin, poate și mai mult, nu se știe. Da. Deci, dar întrebăm, de unde au aceste castele, toți judecătorii care au din comisariatele de poliție care au judecat tineri, acum se află în funcție. Toți au fost avansați, procurorii, Igor Popa, procurorul orașului. Păi de ce acceptă? Ei? Asta este întrebarea. Ei de ce acceptă? Ei la fel sunt cetățenii ai acestui stat. Nu, ei sunt mercenari. Ei sunt mercenarii oligarhiei criminale. Pentru ei, da, el are 2000 de lei acolo, numai că el își folosește funcția, demnitatea, da, o folosește în scopuri personale. Deci procurorul general, procurorul orașului... Dar nu a fost întotdeauna așa. Orice procuror... Nu, n-a fost întotdeauna așa. Adică a fost o perioadă funcționar, după aia sigur. A venit în funcție, apoi a plecat din funcție. Nici pe timpurile comuniștilor nu era atât de gravă situația ca în prezent. Pe timpul comuniștilor, statul era într-un fel, avea un responsabil, era cineva responsabil, da? Era Voronin, care era autoritar de felul lui, îi mai punea la lucru, mai furau ei prin spatele lui, mai fura și el. Și era opoziția constructivă. Și era și o opoziție. Acum nu constructivă. Există... Constructivă. Acum nu există nimic. Există o opoziție constructivă, ori unde? Nu? Acum? În Parlament. Da, nu știu, dacă există o opoziție, probabil, din vreo 7 deputați care au mai rămas acolo. Restul mimează. Ați văzut păi când asta și înseamnă o poziție constructivă. Nu, asta dacă e cu ghilimele, atunci e constructivă. În perioada guvernării comuniste, opoziția constructivă era PPCD, deputații din PPCD, cine mai era PD, la fel, o opoziție constructivă după 2005. Da, posibil, da. La ora actuală, în Parlament, dacă există câțiva deputați așa care mai opun rezistență, restul, toți, ați văzut că atunci când au nevoie să voteze ceva de stânga, imediat votează PD-ul cu Voronin, cu socialiștii, deci nu au niciun fel de reținere și e foarte interesant că în acele momente Mihai Ghempu tace. Deci lui convine atunci când se votează deci neutralitatea sau ce au mai votat ei împreună ăștia trei. Și Mihai Ghempu pe dânsul nu mă interesează chestiile astea. Iată un moment prin care se vede foarte clar ce fel de opoziție avem. Nu știu dacă e constructivă, nu există. Mai erau în timpul de comuniste, mai spunea cineva, mai venea acolo cu niște propuneri, mai critica, mai nu știu ce. Acum totul e liniște. Dar deputați onești avem? Deputați onești? Cinstiți. E greu de spus. Eu, de exemplu, mă gândesc că unul dintre deputații onești ar fi Maria Ciobanu, de exemplu. Iată, eu cred că... Așa, această... în procente cam cât ar fi? Cred că ar fi vreo 5% ar fi vreo în Parlament. Procente. Da, cred că da. Domnul Nedelciuc dădea mai mult, o treime din deputați că ar fi onești. Domnul Nedelciuc este un om optimist.
Știu că el a fost un deputat onest, da, în primul parlament. Păi iată, în primul parlament v-ați asumat responsabilitatea. Acum știți, eu pot să, v-ați ars în primul parlament și nu mai vreți să reveniți în politică? Pot să-mi fac un reproș. Îmi pare foarte rău că nu m-am implicat în politică ceva mai înainte. Nu, niciodată nu m-am gândit că independența va ajunge să fie atât de profanată ca la 25 de ani. Deci, iată un pătrar de secol în care pur și simplu îți pui mâinile în cap de ceea ce s-a întâmplat. Sărăcie, mizerie, corupție totală, hoții de miliarde, stat captiv. Nu, un tablou mai sumbru din această, așa zisă, poveste de succes nu mai pot scoate. Păi cui îi mulțumim? Celor care au semnat declarația de independență? Nu, declarația de independență au fost niște oameni care au vrut binele. Au vrut binele oamenilor, au vrut binele cetățenilor. Ieșeam dintr-un sistem totalitar, fără libertate de exprimare, fără presă, fără, dacă vreți, fără niște produse normale, da? Omenești. Iată că acum le avem pe toate. Adică ai posibilitatea, dar oamenii nu mai au bani, nu au cu ce să-și le cumpere. Și acest lucru poate fi schimbat. Avem această șansă să le schimbăm. Vă întrebam cui îi mulțumim pentru situația la care am ajuns. Mulțumim clasei politice, conducătorilor acestui stat. Așa, câteva nume, da, poftim, totuși, da. Da, niciun fel de problemă. Ar fi este Snegur, care nu a făcut nimic pentru clasa politică nouă, Lucinski, Voronin, Plahotniuc. Iată, ăștia sunt deci oamenii care practic au până la urmă au profanat ideea de independență. Adică pe domnul Plahotniuc îl puneți pe o linie cu domnul Snegur, nu, cu președinții țării. Eu vorbesc acum de o consecutivitate. Deci întâi a fost președinte Snegur, după care a fost președintele Lucinski, apoi președintele Voronin și acum este... Adică într-o linie sunt toți. Bine. Aia măcar erau președinți, au fost aleși de popor. Ăsta este reprezentantul mafiei criminale. Asta este diferența. Dar faptul că el face și a făcut poate cel mai mult rău în ultimii ani, asta cu siguranță. Snegur a fost ales, Voronin a fost ales, Lucinski a fost ales. Ei nu au făcut, ei trebuiau să schimbe, să ofere o șansă tinerilor, să schimbe clasa politică, să nu permită privatizările ilegale. Era șef de stat, era ales de popor. Bine, numai Voronin a fost ales de parlament. Cei doi au fost aleși de popor. Aveau o legitimitate extraordinară și aveau și popularitate la momentul respectiv. Nu au făcut. Deci, eu le reproșez că nu au făcut tot posibilul pentru a schimba lucrurile. Pentru că lucrurile au mers din rău în mai rău. Două lucruri ce trebuia să facă domnul Snegur. Două acțiuni pe care trebuia să le facă domnul Lucinski și tot așa. Da. În primul rând trebuia să permită schimbarea clasei politice. Să nu vină să nu-și creeze partide în care să-și pună oamenii lor acolo. Unul pe Andronic, altul pe Deacov. Cum putea să interzică domnul Snegur asta? Nu, dar păi el și-a pus oamenii acolo. Lucinski l-a pus pe Deacov și Snegur l-a pus pe al de Andronic, da? Asta au făcut ei și toți ăștia s-au gândit numai la privatizări ilegale, s-au gândit cum să acapareze terenuri prin oraș, cum să pună mâna pe clădiri, pe fabrici, pe uzini și așa mai departe. Iată ce au făcut ei. În loc să se gândească să crească o generație de tineri politicieni, să-i școlească în străinătate, să-i aducă aici, să le permită se dezvolte. Astăzi avem o generație de politicieni școlită în străinătate. Mulți sunt cu studii. Primarul Capitalei are studii la Sorbona. Hai să fim serioși cu studiile lui la Sorbona. Sunt, domnule Anastasia, adică nu le putem neglija, sau anumite traininguri care au fost în Statele Unite ale Americii. Deci nu este suficient să ai doar studii. Trebuie să fii și profesionist, trebuie să fii și integru. Iată, dacă ați numit numele primar, uitați-vă ce se întâmplă în oraș. Iată, eu am înainte de a veni aici, am fotografiat, am să o pun după emisiune, cred că pe Facebook, am filmat peisajul care se vede din față. Deci trei clădiri monstruoase, una lângă alta, ridicate sus, iar jos acolo este o mizerie de nedescris. Demolate, stricate, lăsate în voia soare, o paragină. Asta se cheamă centrul orașului, asta e Ștefan cel Mare. Iată la ce s-a ajuns. Eu trec prin pasajul de la Dacia cu Traian. Dom'le, acolo e mizeria mizerilor, acolo sunt tone de gunoi sub pasajul acela.
gropile, câinii și așa mai departe. Iată, asta e un oraș gestionat de un om care a fost la Sorbonă, dar nu este suficient. Asta înseamnă clasă politică, păi, nu, tânără. Da. Clasă politică, da, tânără. La fel, schimbare, da. În 2007, da, iată, asta s-a dorit, schimbare. Dacă i s-a dat șansa, trebuia să o realizeze. Nu a realizat-o pentru că s-a dus pe opțiunea Ghimpu, Plahotniuc, s-a intrat în sistemul corupt și așa mai departe. Uitați-vă ce corupție la primărie. Oameni care primesc 2000 de lei și au castele, ăsta, Brânzăniuc, ăsta, purtător de cuvânt. Hai să fim serioși. El are 2000 de lei salariu. Uitați-vă ce castel. De unde dracu are castelul ăsta? Am văzut-o, dar este una puierilă, ca să nu zic altfel. Da, păi, dar nu se poate așa. Și toți ceilalți care stau acolo, eu am avut odată o emisiune cu Chertoacă în 2007, dacă nu mă știu, am spus așa, zic, domnul Chertoacă, dacă vă duceți la primărie, dați afară pe toți de acolo, inclusiv paznicul. Și luați, faceți-vă o echipă. Și niciun a spus concurs, că nu poate, nimic. Nu a putut, pentru că instanța de judecată i-a restabilit. Păi, stai, pe unii. Restabilește odată, restabilește a doua, dar fă concurs și selectează niște oameni care să vină prin concurs acolo. Fă reforma salariilor. Dă-i, domnule, unui om care lucrează la primărie, care răspunde de arhitectura orașului, dă-i 5.000 de euro. De unde? Pot fi găsiți banii ăștia. Se găsesc, micșorează numărul angajaților de la primărie. Noi în Republica Moldova avem 70.000 de funcționari publici. În Japonia sunt 3.000. Da, dar dați-a, undeva dați-a trebuie, înseamnă că trebuie create locuri de muncă pentru acești 70.000. Da, da, trebuie. Care, bineînțeles, da, să fie, păi, bineînțeles, pentru că ei nu sunt eficienți. Ei sunt o sursă de corupție. O mare parte dintre ei sunt o sursă de corupție. Oamenii ăștia trăiesc acolo din 2000 de lei știind foarte bine că o să te duci după semnătură și o să ceară 200-300 de euro sau 1000 de euro sau 2000. Numai așa se face. Bine, toată lumea știe asta. Și aici nu vorbim de clasa politică, domnule Anastasie. Aici vorbim de funcționarul public. Aici vorbim despre oameni, despre, da, nume concrete, despre, da, cetățeni. Iată, uitați-vă, cum poți, dacă tu nu ai pregătirea necesară, chiar să admitem că ai învățat la Sorbona sau ai învățat la, eu știu, la Harvard sau nu știu unde, tu vii într-un oraș, de tu trebuie să ai niște studii conforme cu obiectul gestionării. Dacă ești puternic, să zicem, în politologie, du-te, domnule, și ocupă-te de, eu știu, de, fii un profesor universitar bun, sau alegeți ce de ce ai învățat tu. Lasă aici să vină un gospodar, un manager foarte bun care să gestioneze lucrurile în oraș. Din păcate, ai avut un mandat, n-ai putut face față. Ai avut două mandate. Domnule, la un moment dat spun, oameni buni, am încercat, dar nu pot să stau așa încă un mandat și încă un mandat. Era bine să plece și să vină altcineva și chiar să propună. Domnule, haideți să alegem un om care va fi gospodar, care va fi manager și care va face din orașul ăsta o capitală într-adevăr europeană. Și să-i facă domnul Chertoacă campanie electorală. Nu să-i facă campanie, cel puțin să se retragă. Și să ocupe de altceva. Poate că Dorin Chertoacă ar fi bun, nu știu, să se ocupe de istorie sau să ocupe de, eu știu, de cărat pământ românesc dintr-o parte în alta a Prutului, de exemplu. Da? Să sape un tunel acolo, să ducă pământ românesc din Basarabia în România, din România în Basarabia. Metaforic vorbind. Da, așa se face unirea. Păi, dar el, da, nu a spus el că, domnule, hai să luăm cu asalt Prutul, hai să luăm despre acolo. Am vorbit despre anumite persoane care au dus la situația în care a ajuns astăzi Republica Moldova. Alte eșecuri care s-au întâmplat în acești 25 de ani. Poate e vorba totuși și de sistem, nu doar de această clasă politică. Când ne-am exact convins, e vorba și de oameni. Funcționarii sunt cetățenii acestei țări. Medicii, profesorii, știm ce se întâmplă în sistemul medical. Da, este greu. Chiar și acei 20 de lei pe care îi lași mulțumire, la fel, este un focar de corupție. Da. Da, sunt absolut de acord. Marea noastră problemă este că în acești ani nu s-au făcut reforme structurale, reforme sistemice cu adevărat. Deci sau de fiecare dată s-a mimat. Iată, hai să poate facem nu, o mică comparație. Nu putem mai mult. Ba, este un popor care nu poate mai mult. Nu, avem nevoie de determinare, avem nevoie de curaj. Avem păi, dar de unde să o luăm, dacă nu-i? Există, în gene, nu-i. Trebuie să permitem să ajungă acolo oameni care vor face acest lucru. Iată, eu să vă dau un exemplu cu Saakashvili. Multă lume a auzit de el, dar nu știe ce a făcut. Saakashvili, când a venit în Georgia, deci încrederea populației în poliție era de 4%. După ce a plecat, încrederea în poliție era de 70%. Da, chiar 80%. Chiar 80%. Da, 70%. Saakashvili, când a venit, țara, Georgia, avea un buget de 400 de milioane de euro.
când a plecat Saakashvili, a lăsat un buget de 10 miliarde de euro. Dar haideți să spunem de ce a plecat Saakashvili. Bine. Că nu l-a mai susținut poporul. Asta e altceva. Pentru că el iată, tocmai aici cred că este o problemă. Deci, noi... Da, foarte bine. Deci, când l-a susținut, când l-a susținut, ne uităm ce a lăsat în urmă acest om. Deci, a lăsat o poliție reformată, un sistem judecătoresc reformat, a lăsat un buget al țării de la 400 de milioane, l-a dus la 10 miliarde. Ok. Dar omul a rămas nemulțumit oricum. Da, rămas l-a mai susținut, dar nu l-a mai votat. Că nu l-a votat pentru că el a făcut ordine în funcționarii publici. Toți ăștia au rude, au copii, părinți și așa mai departe. A dat afară câteva zeci de mii de polițiști și tot așa. Deci, sigur că a devenit într-un fel nepopular, dar reformele nu sunt populare. Reforma din Polonia n-a fost din anii 90, n-a fost una populară când s-a făcut terapie de șoc. Dar iată că Polonia, după acea terapie de șoc, în permanență a avut creștere economică. Niciodată n-a avut căderi economice. În permanență a crescut și crește și azi, pentru că s-a tăiat acest nod gordian. Deci, chiar dacă politicienii care au făcut aceste reforme nepopulare au trebuit să plătească. Da, au plecat. Da, dar ei și-au asumat riscul. Ei au știut că, domnule, mergem și facem reforme. Sigur că dacă păi în Republica Moldova nu s-a găsit nimeni care să-și asume un asemenea risc, nu, să-i pese de viitorul acestei țări, adaptat, să se implice. Toți s-au adaptat la sistem. Domnule, nu e nimic. Important e ca noi să conducem sistemul. Sistemul de interne. Se adună bani de la polițiștii mici până la șef de secție, până ajungeau la miniștri ăștia. Sistemul judecătorii. Se adună bani de acolo până ajunge la șeful respectiv. Din procuratură tot așa. Deci asta e sistem care funcționează de jos în sus și generează bani și corupție. Pe asta este bazat el. Da. Pentru că suntem pe final de emisiune, aveți anumite soluții. Am înțeles schimbarea clasei politice. Da. Deși e foarte greu să ai încredere că se poate produce această schimbare. În 25 de ani nu a fost posibil. Care e soluția dumneavoastră pentru viitorul acestei țări? Mergem de una singură. Găsim alte modalități. Da, cum facem viața mai bună pentru oameni? Din punctul meu de vedere, primul lucru care trebuie făcut este să scoatem statul din captivitate, să-l readucem la normalitate, să-l aducem în democrație și în statul de drept. Asta trebuie făcut. Sună frumos, așa e, parcă e o promisiune electorală. Da, sigur că da. Și primul instrument prin care putem scoate statul din captivitate sunt alegerile prezidențiale. Al doilea moment va fi că va trebui declanșat alegeri parlamentare anticipate, astfel încât să schimbăm oamenii din Parlament. Poate, președintele nu poate face lucrul acesta. Nu poate, dar poate provoca prin intermediul oamenilor, prin intermediul cetățenilor. E o poveste întreagă cum poate, dar poate. Până la urmă poate face. Bine, la modul direct, pârghinul are. Nu, la modul direct. În sensul ca să semneze un decret prin care să fie dizolvat Parlamentul, asta nu se dar poate. Dar un guvern poate să cadă și atunci el propune un prim-ministru care nu este votat de două ori și atunci dizolvă Parlamentul. Dar un guvern poate să cadă iarăși prin moțiune de cenzură, totul se întâmplă în Parlament, iar dacă în Parlament nu există această voință, pentru că a fost o moțiune de cenzură, n-a trecut. Știți care e problema? La un moment dat, când vine un președinte ales de popor, s-ar putea întâmpla ca foarte mulți deputați din ăștia să treacă dintr-o tabără în alta, să vadă că puterea se schimbă. Dar în ce tabere pot să mai treci? Nu, pentru mine este important că ei ar putea să dea guvernul jos și nu mai poate fi ales altul și atunci sunt alegeri anticipate. Deci pot fi declanșate alegerile anticipate. Sunteți optimist. Da, sunt optimist. A doua fază ar fi alegerile anticipate și schimbarea clasei. Dar cel mai important lucru este ca cetățeanul să-și schimbe mentalitatea. Să nu mai ia pomenii electorale. Să se gândească foarte bine pentru cine votează. Măcar odată în 25 de ani să meargă acolo și să nu mai accepte 200 sau 300 de lei de la bandiții ăștia care au transformat alegerile într-o afacere personală. Pentru ei, pentru Plahotniuc, de exemplu, scrutinul electoral este cea mai mare afacere a vieții lui, pentru că el știe că investește 10 sau 20 de milioane, după care fură cu miliardele. Iată, cetățeanul trebuie să înțeleagă că odată, măcar odată la 25 de ani, poate să-și manifeste suveranitatea și deci, toate drepturile fundamentale pentru asta sale. Pentru asta ar trebui să scape de frică. Da, mai ales că acum există pentru un val. Pentru că această frică este inoculată exact, în fiecare dintre ei. Și din ce în ce mai prezentă. Da, mai prezentă, după ce, mai ales după ce Plahotniuc a preluat Ministerul de Interne, sistemului. După ce și-a adus toți ceracii lui în funcție cheie, da, multă lume se teme. Dar lucrurile par a se schimba deja. Mergem în teritoriu, ne întâlnim cu oamenii, am văzut că oamenii deja au conștientizat faptul că sunt sărăciți din cauza corupției
și a faptului că instituțiile statului nu funcționează. Dumneavoastră vă puneți mari speranțe în alegerile prezidențiale, probabil la fel de mari cum v-ați spus și în 2009. Nu, cred că aceste alegeri din 30 octombrie sunt cruciale pentru Republica Moldova. Spuneți-mi care nu au fost cruciale. Nu, e bine. Toate au fost cruciale. La toate, despre asta s-a vorbit, apropo. Nu s-au venit cu proiecte concrete de schimbări de legislație sau anumite proiecte de revigorare a acestei țări, dar că sunt alegeri cruciale. Că dacă nu votăm, vestul vine estul și tot așa, adică alegeri geopolitice. În permanență au fost alegeri geopolitice și asta este cea mai mare problemă a Republicii Moldova. Păi și pe 30 octombrie fiți sigur că la fel va fi. Da, din păcate, poate că într-un procentaj ceva mai mic, dar oricum va fi. Eu de ce vorbesc că aceste alegeri sunt cruciale? Este pentru prima dată când au loc alegeri în situația clară a unui stat captiv. Iată, secretarul general al Consiliului Europei, domnul Yanglan, când a făcut declarația în New York Times și a vorbit de faptul că Republica Moldova este un stat captiv care se află pe marginea prăpastiei și îndeamnă cetățenii să-l salveze. Deci aceste alegeri sunt primele după această declarație fundamentală, după această declarație dureroasă. Și dumneavoastră aveți încredere în cetățeni? Da, am încredere în cetățeni, doar cu o singură condiție, că acești cetățeni să fie informați corect. Dacă vor fi informați corect, atunci cu siguranță ei vor vota corect. Corect din punctul de vedere al scoaterii statului din captivitate, să nu mai dea votul oligarhilor, să nu mai dea votul celor care deci căpușează acest stat prin controlarea fluxurilor financiare, a mijloacelor media. Pentru că fiecare este cu presa sa și crede că așa informează corect cetățean. 85% corect în favoarea 85% în favoarea din presă cuiva. Se află în buzunarul unui individ. 85%. Restul este împărțită. Este și normal să fie împărțită. Dar atunci când presa este monopolizată, nu este ok. Pentru, în primul rând, că este împotriva legislației. Într-al doilea rând, este împotriva bunului simț. Și această presă, chiar dacă ar fi monopolizată, să admitem, nu are dreptul să linșeze și nu are dreptul să manipuleze și să facă ceea ce face presa lui Placodniuc seară de seară. Așa, astea sunt soluțiile dumneavoastră. Da, asta ar fi soluțiile. Și încrederea pe care o aveți față de cetățean, că el trebuie să facă schimbarea. Da, absolut. Păi asta ne-a cerut-o și Yanglan, ne cere toată lumea și de fapt asta este, ce înseamnă cetățean? Om al cetății, omul care trebuie să-și apere drepturile lui fundamentale, mai ales în clipe de restriște, așa cum suntem noi. Așa, și peste 10 ani cum vedeți Moldova? Nu peste 10 ani. Eu cred că dacă... Așa i-am întrebat și pe restul colegilor dumneavoastră din primul parlament. Chiar sunt curioasă să aflu. Soarta Moldovei se rezolvă acum. Dacă nu reușim la aceste alegeri, atunci putem pune cruce pe Republica Moldova. Deci, noi putem să vorbim cum va fi Republica Moldova peste 2 ani. Iată, adică după 30 octombrie. Dacă vom reuși să avem un președinte al poporului, atunci ne putem permite să dezvoltăm și să scoatem statul din captivitate și atunci să-i dăm un viitor. Așa, și peste 10 ani cum va fi peste acest 10 viitor? Ani, Republica Moldova, dacă se va întâmpla așa ceva, fie va fi un stat independent, prosper, un stat al cetățenilor, fie tot acești cetățeni nu vor fi de acord ca Republica Moldova să existe și atunci Republica Moldova fie se va afla integrată în Uniunea Europeană, fie va fi integrată în România. Deci alte scenarii nu există. Dacă totul decurge acum în 2-3 ani, așa cum, dacă decurge așa cum ați spus. Conform voinței populare și nu conform trucajelor și fraudelor pe care le pun la cale bandiți. Da, sper că peste 10 ani să nu vorbim despre dezamăgiri, dar totuși sper. Despre lucruri mai frumoase. Eu vă mulțumesc mult pentru participare, pentru discuții. Vedem cine și cum a reușit să voteze. 13 bile albe și 49 negre. Oh, minunat! Da, neprietenii s-au adunat astăzi. Mulțumim celor care au fost alături de noi, că s-au implicat, ați votat. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Să aveți o seară frumoasă!